A fost haos aseară la Arena Națională, la meciul dintre Dinamo și CSA Steaua, meci din Liga a doua. Suporterii au aruncat pe gazon zeci de torțe și fumigene, iar meciul a fost întrerupt minute bune. Pompierii au stins un incendiu izbucnit într-un colț al stadionului. Au fost incidente, să știți, și înainte de începutul partidei. Suporterii Stelei s-au bătut, iar jandarmii au confiscat materiale pirotehnice și obiecte periculoase. Mai multe persoane au fost reținute și zeci de fani au fost amendați. mii de suporteri au asistat la derby. Incidentele au apărut în repriza a doua, când Ultra și Stele au aruncat zeci de torțe pe gazon în direcția jucătorilor lui Dinamo, dar și către galeria adversă. Jocul a fost oprit timp de 7 minute. În tribune au fost aproximativ 3.000 de suporteri steliști. Jumătate dintre ei au mers pe jos la stadion. Au mărșăluit pe străzile capitale cu steaguri și torțe. Și au fost însoțiți în permanență de jandarmi. Galeriile celor două echipe au fost separate de forțele de ordine, dar chiar și așa au existat incidente. Un conflict aprins a izbucnit în mijlocul suporterilor steliști. Câțiva ultrași aflați sub influența băuturilor alcoolice s-au luat la bătaie în zona caselor de bilete, iar jandarmii au intervenit de urgență. Trei persoane au fost încătușate și reținute. Tot în zona suporterilor steliști, jandarmii au găsit două bagaje abandonate cu 50 de torțe și două petarde. Materialele pirotehnice au fost confiscate, dar problemele au continuat. În jurul orei 20, pe timpul afluirii suporterilor oaspeți, jandarmii au identificat 4 persoane, având asupra lor materiale pirotehnice pe care intenționau să le introducă în arena sportivă. În cauză au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile cadrului legal privind regimul materiilor explozive. De asemenea, o altă persoană din galeria echipei oaspete a fost depistată în zona turnichetelor, având asupra sa un spray iritant lacrimogen. În cauză au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală privind fapta de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. Peste 900 de jandarmi au fost mobilizați pentru meciul dintre Dinamo și CSA Steaua. Mai mult, la intrările din Arena Națională au fost aduse echipe canine mixte antrenate să găsească substanțe interzise. În total au fost deschise 10 dosare penale pentru deținere de materiale explozive, droguri sau obiecte periculoase. Alte 23 de persoane au fost amendate, iar 14 fani au primit interdicție pe stadioane la competițiile sportive pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și un an.